21 vânători de munte a deschis anul de instrucție 2019. Am debutat cu tabăra de instrucție alpină la munte pe timp de iarnă, unde obiectivele principale sunt la instrucția schiului și instrucție tactică pe timp de iarnă, precum și supraviețuire. Vânătorii de munte din Predeal au început instrucția așa cum le place cel mai mult, pe culmi, în mijlocul pădurilor, antrenându-se în condiții dificile. De militarei batalionului 21 vânător de munte, general Leonard Mociulski, au participat la tabăra de instrucție la munte pe timp de iarnă, desfășurată la cabana Diham și în împrejurimi. Ei au executat instrucția schiului și un exercițiu care le-a testat modul de acțiune la o altitudine de 1400 de metri, în condiții dificile de iarnă. Compania a doua vânător de munte o să execute instrucția schiului. Organizăm pe 3 ateliere: deplasare pe schiuri și urcarea pantelor, coborârea prin procedeul de frânare în plug, iar următorul atelier va fi coborârea prin cristiane. Bravo 1, bravo 1, aici vai pe recepție. Transmit raport inamic de nivel Pluton, întărit cu 3 piese de 82 mm. Plutonul de cercetare a batalionului a observat poziția de tragere a inamicului, formate din 3 piese de aruncătoare 82 de mm. Va urma ocuparea unui post de observare cu scopul culegerii de date și informații pentru subunitățile care acționează în Shaua Diham. Aceasta a fost prima tabără din 2019 a vânătorilor de munte din Predeal. Pentru ei și pentru ceilalți militari se anunță un an plin de activități și exerciții, care le vor testa nivelul de pregătire și modul de acțiune.